Este savurată zilnic și indispensabilă multora, mai ales dimineața. Vorbim de cafea, care este consumată de oameni de pe toată planeta, acasă, la birou, cu prietenii. Românii nu fac excepție și apelează tot mai mult în ultima perioadă, din comoditate sau lipsă de timp, la automatele care dau licoarea. Sunt însă ele sigure? O acțiune demarată la nivel național de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ne arată că nu. În momentul de față, pe baza specificațiilor tehnice, acestea nu au dreptul să funcționeze outdoor, fiind proiectate exclusiv pentru a fi folosite în interior. De asemenea, automatele de cafea pot funcționa în condiții de siguranță deplină doar dacă sunt branșate la o rețea de apă. Conform unor studii, automatele de cafea din România sunt branșate la recipiente care utilizează surse de apă necunoscute, nesigure, relatează Mediafax. Gata, am luat un espresso. Rapid, eficient și gustos, dar oare cât de sănătos? Aproximativ 100.000 de automate de cafea funcționează în prezent pe teritoriul țării noastre.